Apa se va întrerupe în mai multe localități din județul Timiș. Pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție, luni 29 aprilie, între orele 9-14, se va întrerupe furnizarea apei în Căpăt, Dubești, Colonia Fabricii și Înfăget, pe străzile Ștefan cel Mare, Sebastian Olariu, Vâlcele, Corolian Bredicianu, Stadionului și Drumul Gladnei. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluare alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Rugăm de asemenea consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată, transmit reprezentanții atim.